Bine v-am regăsit, suntem din nou live aici la Ziarul de Sănătate, astăzi împreună cu doamna doctor Nicoleta Mândrescu și vom vorbi despre diabet, un pericol indiferent de vârstă. Bun venit, Nicoleta, aici la Ziarul de Sănătate. Bine v-am găsit în decorul acesta relaxant cu verde pe spate. Îmi face plăcere să vorbesc despre tema aceasta diabetului, fiindcă este de mare actualitate. Sunt din ce în ce mai mulți pacienți diagnosticați. Inclusiv copii. Sunt încă foarte mulți pacienți nediagnosticați. De fapt, statisticile spun că pentru fiecare pacient diagnosticat există unul nediagnosticat. Deci, cumva se vorbește în diabet despre fenomenul iceberg. Foarte puțini sunt cei care se știu, se cunosc, sunt diagnosticați și sunt mulți pacienți care încă nu știu despre această boală. Așa este, Nicoleta, și avem astăzi suficient timp, sau sper eu să avem timp să povestim cât mai multe lucruri interesante pentru cei care fie suferă de această afecțiune, fie au persoane dragi care au diabet. Doamna doctor este medic primar diabet Zahara, nutriție și boli metabolice. Și citeam, Nicoleta, și eu niște statistici că, iată, riscul de a dezvolta o boală cardiovasculară este de 3 ori mai mare la persoanele cu diabet. La fel, din nefericire, insuficiența renală de 10 ori mai frecventă și în rândul persoanelor cu diabet. Una din 3 persoane cu diabet se va confrunta cu o problemă de pierdere a vederii de-a lungul vieții. Adică, practic, diabetul îți afectează organismul. Și încă ceva, mie mi se pare înspăimântător, la fiecare 30 de secunde în lume se întâmplă o amputație la nivelul picioarelor ca urmare a diabetului, acel picior diabetic. Și aș completa, la fiecare 7-8 minute pe glob o persoană moare dintr-o cauză generată de diabet. Da. Noi vrem practic asta să tragem un semnal de alarmă, nu vrem să vă speriem. Ideea este că dacă descoperi diabetul la timp, dacă glicemia este ținută sub control cu ajutorul medicului diabetolog, și o să ne spui tu ce înseamnă toate acestea, diabetul poate fi ținut în frâu, adică să nu-ți afecteze și să nu-ți îmbolnăvească tot organismul. Așa e. Și a început foarte frumos și vreau doar să amintesc că anul acesta, pe 14 noiembrie, s-a sărbătorit ziua săptămâna trecută s-a sărbătorit ziua mondială a diabetului și noi, ca și diabetologi, chiar am avut o manifestare științifică care a coincis cu această zi a diabetului, iar tema zilei mondiale a diabetului anul acesta a fost diabetul și familia. Este extraordinar, pentru că la început ai spus, fiecare dintre noi are o rudă, un prieten care suferă de diabet. Este foarte importantă susținerea familiei, pentru că vorbim despre o boală cronică, o boală progresivă, o boală care are multe complicații în condițiile în care nu este bine echilibrată, iar suportul familial este esențial, atât pentru un copil care are diabet, pentru care mama, familia trebuie să se implice fără doar și poate, cât și pentru o persoană adultă cu diabet, pentru că dacă, exact ca în vorba aceea, unde îți doi puterea crește, dacă ai lângă tine pe cineva care te susține în ceea ce privește dieta, dacă susții, da, toate lucrurile merg mult mai bine în acest sens, pentru că, într-adevăr, diabetul este o boală, se numește metaforic the silent killer, ucigașul tăcut, pentru că simptome ale diabetului nu prea există decât la debutul bolii, cele care ne ajută să recunoaștem boala, dar ulterior, datorită fenomenelor de adaptare, corpul poate funcționa bine sau cu semnale minime, la glicemii destul de mari, fără să avem simptome care să ne pună în alarmă și să ne trimită mai repede la medic. Da. Bun, discutăm toate aceste aspecte. Vreau să vă anunț, dragile mele, dragii mei, că și astăzi vom premia cele mai interesante întrebări, cele mai bune mesaje sosite din partea voastră, fie scrieți pe pagina de Facebook aici la Ziarul de Sănătate, așa cum știți deja, fie pe WhatsApp, avem și numărul de WhatsApp unde ne puteți lăsa mesaje, dar vreau să vă spun că și astăzi avem două premii minunate să vă oferim, suplimente alimentare care vă ajută atunci când aveți diabet, dar și în general coenzima Q10 este foarte bună, la fel resveratrolul, sunt suplimente oferite de către firma Zenith, producătorul nostru autohton din Piatra Neamț, căruia îi mulțumim pentru premiile oferite. Hai să vedem, Nicoleta, spuneai foarte interesant că diabetul în faza de început dă niște semne, apoi organismul, dacă tu nu ai fost atent și n-ai mers la medic, nu ți-ai controlat glicemia, apoi organismul spune că se adaptează cumva
și nici nu mai ai semne care să te pună pe gânduri. De care ar fi aceste manifestări? E foarte bine și îl recomand tuturor să asculte vocea corpului, pentru că corpul ne oferă niște semne și niște simptome dacă suntem atenți și le interpretăm corect. Iar la debutul diabetului, de multe ori avem sete exagerată, gură uscată, urinat des, uneori scădere ponderală, putem să avem tulburări de vedere, anumite simptome la nivelul membrelor inferioare, amorțeli, furnicături, cârcei, crampe musculare. Diabetul uneori se poate manifesta printr-o candidoză genitală sau prin apariția unor infecții cutanate care se vindecă inexplicabil de greu. Da, și răni care nu se răni închid. Care se vindecă mai greu și atunci este bine să fim avizați și să includem și glicemia printre analizele pe care le facem de rutină în astfel de situații. Adică spui că dacă efectuăm acele analize de rutină o dată pe an și dacă ne testăm și glicemia, este suficient. Dar dacă știm că avem în familie persoane cu diabet... Sigur că da, dacă știm că avem în familie, dacă avem un surplus ponderal care reprezintă pentru pacienții cu tip 2 de diabet un factor de risc pentru apariția diabetului, dacă avem o viață stresantă, rude cu diabet, așa cum am spus, de gradul 1 și de gradul 2, firește că trebuie să ne controlăm mai des, chiar odată la 6 luni. De asemenea, aș atrage atenția mămicilor care au născut feți macrozomi, copii adică peste 4 kg, bebeluși foarte mari, care trebuie să fie avizate de riscul acesta de apariție al diabetului. Tinere, doamne cu ovare polichistice, iarăși ar trebui să se controleze ceva mai des decât o dată pe an, pentru că putem depista precoce și lucrul acesta ușurează și tratamentul și evoluția ulterioară a bolii. Uite, sunt foarte, foarte multe mesaje deja care sosesc și mă bucur că vi se pare interesant subiectul ales pentru astăzi. O salutăm pe Doina Opriș, la fel pe Liliana Crișan, care îți adresează și o întrebare. Nicoleta ar vrea să știe, Liliana, dacă este mai mică glicemia de 60, ce se întâmplă? Adică e mică, e bună sau... O glicemie sub 60 este o hipoglicemie, o glicemie sub valoare normală. Care... Zice că are glicemia 60, da, deci este mică. Este o glicemie mică. Uneori, în stadiile foarte, foarte incipiente, înainte de apariția diabetului zaharat, datorită unei cantități mai mari de insulină în sânge, ca reacție adaptativă a pancreasului, pot să apară și aceste valori de glicemie mai mici. Aceste glicemii mici sunt de fapt un semnal că pancreasul produce mai multă insulină și e firesc ca un organ care lucrează suplimentar la un moment dat să obosească și să poată să apară diabetul. Deci iată, în ani de zile. Nici o glicemie mică nu te ferește, nu te scutește mică. De... Sigur că glicemiile mici pot fi și consecința unui comportament anormal, comportament alimentar, cu o alimentație bogată în dulciuri concentrate, pentru că atunci când mâncăm mult dulce, practic învățăm pancreasul să descarce multă insulină și tot timpul avem multă insulină în sânge și suntem predispuși la astfel de valori mici ale glicemiei. Deci, iată, un prim sfat, feriți-vă de dulciuri. Feriți-vă de dulce concentrat, da. Iar dacă se consumă dulce, acesta e bine să se consume în cantitate mică, în prima parte a zilei. Și după ce am mâncat niciodată, după ce am mâncat, pe, niciodată pe stomacul gol. Sigur că o glicemie mică poate să fie și un semnal al unei afecțiuni mai grave, adică o tumoră benignă care produce insulină. În pancreas se numește insulinom. Dar deja lucrurile acestea sunt... Nu vrem să o speriem pe speriem. Liliana. Dar e bine, Liliana, să iată știe, să-ți da. Verifici glicemia și să vezi totuși să faci... Pentru că probabil Liliana, dacă a experimentat o astfel de stare, știe cât de rea este hipoglicemia. Este percepută foarte urât de către organism, cu tulburări de vedere, cu transpirații, cu tremurături. E practic o situație în care corpul nu are benzină suficientă ca să funcționeze. Da, adică ai senzația că se sfârșește da, totul. Da. Bun, o salutăm și pe Doina Opriș și îți mulțumim, Doina, că ne transmiți felicitări pentru emisiune. O salutăm și pe Mădălina Ana, care spune la fel felicitări pentru emisiune și te întreabă, Nicoleta, dacă sunt semne specifice ce ar trebui urmărite la copii. Foarte bună întrebarea, Mădălina. În general, la copii se vorbește despre diabetul de tip 1, care este o boală autoimună și care are un debut destul de frust, destul agresiv, de cu simptome ușor
de recunoscut, pentru că noi ca mame întotdeauna suntem atenți la și copiii vedem noștri orice și modificare, orice modificare da. De dispoziție. De exemplu, o stare de sfârșeală, de oboseală inexplicabilă apărută la copil, setea, iarăși un simptom care este mult mai accentuat la copil și nu în ultimul rând scăderea în greutate. Noi ca mame întotdeauna suntem atenți și urmărim acest aspect al greutății, iar o scădere bruscă și destul de importantă în greutate plus o stare de somnolență la copil pot fi semnale ale unui debut de diabet. Și la copil tot așa îi poți face valoarea glicemiei la analizele de rutină? Sigur că da, glicemia face parte din analizele de rutină, dar într-o astfel de situație nu așteptăm, este o situație de urgență și deci trebuie mers mai frecvent, mai ales se întâlnesc debuturi ale diabetului de tip 1 după viroze. Am avut situații în care debutul diabetului a apărut după oreion, după infecția cu virus urlian. Și atunci o mamă, dacă știe că copilul a trecut printr-o viroză și observă că recuperarea după viroză este mai înceată și se asociază cu aceste semne de scădere în greutate, de sete, de urinat des și uneori chiar enurezis nocturn. Adică poate stăpările de urină în timpul somnului ale copilului? Pot fi semne ale unui debut de diabet la copil și trebuie urmărit cu atenție pentru că este o boală care are cu totul altă patologie decât diabetul de tip 2, forma de boală de la adult. Da, cel cu unic tratament, insulinodependent. Sigur, da. Mă gândeam la copii atunci când vrei să faci o analiză a sângelui, să vezi valorile glicemiei, trebuie laborator special care să prelucreze date pentru copii sau nu, chiar nu, un laborator pentru adulți? Un deci laborator nu pentru adult. Nu există... Nu se face o diferențiere adult-copil la valoarea glicemiei. Bun, o salutăm și pe Claudia Mustață care te întreabă, pentru o glicemie de 125 spre 130, ce se recomandă, cât este de grav? Depinde cât de corect a fost recoltată glicemia, pentru că glicemia se recoltează pe nemâncate după 8 asta ore. Asta urma să te întreb și eu, da? Deci când mergem să facem aceste analize, cum ar trebui să fim pregătiți? Trebuie nu să avem nimic. Minim 8 ore de post alimentar cu deci hidratare până a doua zi dimineață. 8 ore de ca pauză. Și adult, evident, să nu consumăm alcool cu o seară înainte. Deci minimum 8 ore de post, o bună hidratare a deci organismului. Apă putem, putem să bem. Și dacă aceste condiții sunt îndeplinite, o valoare normală a glicemiei este valoarea normală a glicemiei este până în 105 mg la decilitru. Între 106 și 125, cum întreabă doamna, valoarea aceasta reprezintă o valoare de graniță, este o valoare de prediabet. Deci, o astfel de glicemie trebuie investigată mai departe pentru că este o glicemie suspectă. Posibil că este vorba despre un prediabet dacă a fost recoltat corect și atunci, pentru confirmare, hemoglobina se poate face un test de provocare, adică un test de toleranță orală la glucoză cu 75 de grame de glucoză. Practic, punem pancreasul într-o situație de stres, îi dăm să ardă glucide și să producă insulină și atunci vedem ce se întâmplă după această încărcare cu glucoză. Se poate face și hemoglobina glicozilată, care este cumva media, care este valorilor... media glicemilor pe ultimele 3 luni, dar testul de provocare, testul de toleranță orală la glucoză rămâne cel mai fidel în a scoate la iveală un eventual caz de diabet în această situație. Deci este investigația ce... stabilește cumva un diagnostic corect. Sigur. Sunt foarte mulți pacienți cu prediabet. În România, la ora actuală, sunt aproximativ 3 milioane de pacienți care au prediabet. Sunt 2 milioane de pacienți cu diabet diagnosticați și aproximativ 3 milioane de pacienți cu prediabet. Deci sunt rezultatele unui studiu făcut recent de către Societatea Română de Diabet. Da. Și ceea ce s-a demonstrat și de aceea e bine să atragem atenția acestor pacienți, că și acești pacienți care nu au încă diabetul confirmat au un risc cardiovascular crescut. Iată, de infart, mare de accident vascular cerebral și de arteriopatie. Deci sunt pacienți care trebuie neapărat îndrumați pentru confirmarea diagnosticului. Spuneai foarte important cum recoltăm, să recoltăm corect. Spuneai că 8 ore înainte de a face recoltarea nu mai mâncăm nimic. Însă dacă în seara respectivă, nu știu, ai mâncat, că mulți spun pentru că am mâncat un pic mai mult sau că am mâncat ceva dulce, de asta mi-au ieșit valorile mari. Dacă contează se respectă... și ce ai mâncat în ziua respectivă? Adică dacă ai
ai mâncat dulce, de exemplu? Nu, pentru că noi trebuie să ne alimentăm normal în ziua anterioară, ca să nu falsificăm, că intenția nu este să falsificăm să sau să ascundem, autopăcălim, să ne păcălim. Intenția este să scoatem la vedere tot ce nu este bine și nu este bun pentru noi. Nu, putem să mâncăm orice, doar să respectăm cele minim 8 ore de post alimentar. Bun. Iată, ne salută și Anda Paula, care te întreabă: doar din cauza alimentației se face diabetul sau și stresul poate influența diabetul? Cred că diabetul, în primul rând, este foarte corelat cu surplusul ponderal. Chiar s-a propus termenul de diabezitate, adică diabet și obezitate, pentru că acestea două merg mână în mână. Gândește-te că dintre pacienții cu diabet de tip 2, 90% sunt pacienți cu surplus ponderal. Deci cele două afecțiuni merg foarte tare, foarte strânse mână în mână. Deci surplusul ponderal este un factor de risc. Apoi sedentarismul, apoi factorul de stres este important. Alimentația nu influențează atât de mult, decât prin veriga obezității influențează riscul de apariție a diabetului. Și să nu uităm de genetică, bineînțeles, de cei care au rude de grad 1 sau 2 cu diabet saharat de tip 2 și care au un risc crescut de macrozomia fetală, de ceea ce mamele care au copii macrozomi. Bebelușii care au născut măricei la naștere, peste 3 kg jumate peste sau peste 4 kg. Și ce mai este important este că noi, că tot vorbeam azi dimineața despre longevitate și vârstă biologică, deja crește foarte mult speranța de viață și pe măsură ce crește speranța de viață și avem oameni din ce în ce mai longevivi, care se caută din ce în ce mai mult, există și riscul de a descoperi mai devreme și diabetul sau să, pe măsură ce înaintăm în vârstă, să facem și diabet, pentru că și pancreasul suferă și el un proces de îmbătrânire ca toate organele. Da, dar poate că ar trebui să privim lucrurile nu ca pe un risc de a-l descoperi, ci ca pe o șansă de a descoperi o problemă, sigur, de a o trata la timp, da, și a ține boala în frâu, astfel încât organismul să nu aibă de suferit, pentru că așa cum am tras semnalul de alarmă încă de la începutul emisiunii, îți afectează de la vedere, inimă, vase, apropo, picioare. De lucrurile acesta, că vă spuneam mai devreme de mersul la diabetolog sau la medicul, se pune problema astăzi de o echipă de îngrijire medic a pacientului cu diabet, pentru că este foarte greu ca diabetolog să poți să cuprinzi toate problemele pe care le are un pacient cu diabetolog. Noi am făcut la cabinet un gen de plan de evaluare al pacientului pe care îl recomandăm și echipa formată din diabetolog, medic de familie, cardiolog, oftalmolog, neurolog, nefrolog și iată că acum recent avem și o specialitate nouă, podiatria, cea care se ocupă de piciorul pacientului cu diabet, psihologul. E foarte bine să formezi o astfel de echipă, exact, și pacientul să fie tratat, care poate aborda toate problemele, pentru că mi s-a întâmplat deseori să încerc să echilibrez un pacient, să încerc diverse variante, pentru că acum vorbim despre individualizarea tratamentului. Avem foarte multe medicamente noi, avem insuline noi, avem posibilitatea să alegem fiecăruia ce se potrivește. În detaliu, și da? în condițiile acestea e foarte greu să faci de unul singur toată treaba. Întâi trebuie să evaluezi corect pacientul, să găsești toate bolile concomitente sau toate complicațiile pe care le are și în cunoștință de cauză să alegi ceea ce se potrivește mai bine pentru pacient, sigur. Exact, astfel încât calitatea vieții să fie alta și să-i crești speranța de viață, că ăsta este scopul. Sigur că da. Am o pacientă foarte drăguță, mi-amintesc că acum a spus odată la una din consultații: îmi tratez diabetul ca pe o prietenă, încerc să o cunosc cât mai bine. Da. Și mi s-a părut extraordinar această atitudine. Cred că atitudinea asta pozitivă, optimismul ajută. Da, întotdeauna controlul emoțiilor negative și atitudinea aceasta pozitivă, la care adăugăm și puțină mișcare, mișcare în aer liber, mers în natură, toate lucrurile astea sunt adevărați factori de tratament în diabet. Și o să discutăm legat de tratament, o să revenim. Vreau să-i mulțumesc și Paulei pentru mesajul trimis și îți mulțumim, Paula, că ne urmărești și ești de fiecare dată alături
alături de noi. O salutăm și pe Nicoleta Grijincu, care, iată, o întrebare foarte bună vine și din partea Nicoletei. Prin operația de micșorare de stomac se scapă de diabet? Pentru că spuneai, diabetul și kilogramele în plus, chiar obezitatea, merg mână în mână. E o întrebare foarte bună și o felicit pentru lucrul acesta, pentru că avem ocazia să clarificăm un mit. Operația de stomac poate să ducă la o remisie tranzitorie a diabetului și toate studiile care s-au realizat până la ora actuală, pentru că nu există o probă a timpului foarte îndelungată vis-a-vis de aceste operații, au arătat că remisia aceasta durează aproximativ 5 ani. Deci nu este, nu vorbim... Și apare pentru că pierzi acele kilograme evident, multe. Pierzi acele kilograme multe. Nu se numește vindecare a diabetului, ci se numește remisie temporară și aș vrea să îi răspund. Deci trebuie urmărit în continuare, da. Doamne care a trimis mesajul că același lucru se poate realiza cu orice metodă de scădere în greutate. Dacă pacientul este dispus să țină o dietă hipocalorică și pierde în greutate 10% din greutatea de pornire, are toate șansele să se instaleze remisia diabetului și am nenumărați pacienți la care am început cu insulină, pentru că erau glicemiile enorm de mari și nu aveam altă posibilitate de tratament la ora respectivă și care prin scădere ponderală sunt și la ora actuală pe dietă, doar pe regim alimentar, fiindcă au pierdut 15-20% din greutatea respectivă de la ora de debut a diabetului. Da. Deci scăderea ponderală, într-adevăr, este un factor de remisie. Poate fi un factor de remisie, dar nu trebuie dar să uităm că trebuie să... Remisia este temporară. Să urmărim în continuare. Sigur, diabetul trebuie da. Urmărit în continuare, pentru că, așa cum spuneam la început, este o boală progresivă. Statisticile spun că numărul acela de celule care produc insulina din pancreas scad în fiecare an cu aproximativ 2-3%. Și poate că ar fi bine să deschidem o paranteză, Nicoleta, să spunem ce înseamnă diabet, că n-am zis asta, am început cu simptome, da? Deci pancreasul, ce se întâmplă? Știm toți acea comparație cu o lămâie pe care o tot storci și la un moment dat nu mai are ce să mai dea. Cum e și cu pancreasul? Ce se întâmplă în cazul diabetului? De fapt, diabetul este o boală în care nu avem insulină. Nu avem insulină deloc, adică deficitul de insulină este absolut, este vorba de diabetul de tip 1. Adică pancreasul nu poate să mai secrete suficient de insulină sau nu mai secretă deloc? Nu mai secretă deloc. Deloc, bineînțeles, luați cu ghilimele, că există situații în care se mai produc mici cantități de insulină. Dar acesta se numește deficitul absolut de insulină și este întâlnit în tipul 1 de diabet. În tipul 2 de diabet avem o secreție diminuată, adică un deficit relativ de insulină, dar putem să avem cantitate normală de insulină, însă aceasta să fie ineficientă, să existe un factor de rezistență. De exemplu, e situația celor pacienți foarte grași, cu surplus ponderal foarte mare, care atunci când îi verificăm au o cantitate mai mare de insulină în sânge, dar aceea este ineficientă, nu și îndeplinește funcțiile sale. Da. Și glicemia crește și apare diabetul. Deci, pancreasul este organul implicat în apariția acestei boli. Bun, hai să vedem că mai erau multe, multe mesaje și mă bucur că primești atât de multe. Iată, o salutăm și pe Otilia Burlan, care spune bună ziua, felicitări pentru emisiune și pentru invitata dumneavoastră minunată. Felicitări și mulțumim, Otilia. Mulțumim. O salutăm și pe Petronela Avădanei, la fel pe Ionuț Efrim, care ne scrie: salutare, este suficientă testarea glicemiei pe stomacul gol sau trebuie făcut și testul de toleranță la glucoză? Cel de care spuneai? Da. Deci testul de toleranță la glucoză se face în condițiile unei suspiciuni. Dacă este vorba despre un pacient normoponderal, care nu are ereditate de diabet, care are o viață echilibrată din punct de vedere exercițiu fizic, alimentație corectă, o glicemie este suficientă. Dacă există niște suspiciuni legate de diabet, sigur că este indicată proba de hiperglicemie provocată sau de toleranță orală la glucoză, dar aceasta nu se face de rutină, doar în situații selectate. La indicația bănesc, sigur, la indicația medicului. Dar valoarea glicemiei pe mâncate, cât ar trebui să fie? Depinde. Valoarea glicemiei postprandial, deci după masă, este până în 140 considerată normală. O glicemie între 140 și 199 recoltată la 2 ore după masă se numește deja toleranță alterată la glucoză și iarăși ne ridică suspiciunea unui posibil diabet. Bun.
Am lămurit și aceste lucruri. Iată, felicitări pentru emisiune, ne spune și Livia Vasile. Îți mulțumim, Livia, la fel Paulei Cheroiu îi mulțumim. Monica Rațiu întreabă, diabetul poate să apară și pe bază de stres? Da, Monica, am lămurit, e am un spus, factor este declanșator. Un factor declanșator. O salutăm și pe Marilena Grosaru. La o glicemie de până la 120 de grade trebuie tratament? La o glicemie de 120 de miligrame. Nu este suficient. 120 de miligrame, am zis grade, iartă-mă. Nu este suficientă doar o singură glicemie pentru a stabili dacă e nevoie sau nu să luăm tratament. Pentru că glicemia este un moment și aș vrea să înțeleagă toată lumea care ne urmărește că glicemia nu reflectă decât momentul acela care e legat de ce am mâncat înainte, de ce exercițiu fizic am făcut înainte, dacă am avut o situație stresantă înainte. Deci reflectă strict momentul prezent. Dacă vrem să avem informații mai largi sau o informații mai cuprinzătoare despre starea pacientului, se recoltează acea hemoglobină glicozilată. Adică și spuneai media glicemiilor, pe ultimele 3 luni. Și dacă această valoare este peste 6,5%, atunci se pune problema necesității unui tratament. Dar încă o dată acest lucru, această decizie se face luând în considerare mai mulți factori. Da, și mă gândeam că ar fi bine să spunem, noi am zis de valoare normală și așa, dar pentru cei care au diabet, iau tratamentul, valorile glicemiilor care sunt? Pentru că ai deschis un subiect foarte important și aș vrea să mă opresc un pic la el. Care fac tratament, ce s-a constatat în ultima vreme, că se întârzie foarte mult intensificarea tratamentului în diabet. Adică nu este totuna sau nu este suficient să iei tratament pentru diabet și două prize, trei prize de insulină, două, trei antidiabetice. Este important să fie echilibrat, pentru că dacă iei trei medicamente pentru diabet și glicemiile nu sunt bune, n-ai rezolvat nimic. Ești expus eficient în continuare la aceleași riscuri, la aceleași complicații cronice. Ca și când n-ai luat niciun medicament. Exact, toate ghidurile acum de internaționale pentru tratamentul, care oferă recomandări pentru tratamentul diabetului, sfătuiesc medicii să intensifice tratamentul la fiecare 3 luni, dacă pacientul nu este în ținte. Și ce înseamnă aceste ținte? Adică că de aici am pornit. Fiecărui pacient îi stabilim niște obiective, pentru că eu sunt diferit de tine și noi suntem diferiți de mama ta și fiecărui pacient în funcție de vârstă, în funcție de ce boli mai are, în funcție de vechimea diabetului, îi stabilim niște ținte terapeutice. De exemplu, unui pacient nou descoperit, în vârstă de 50 de ani, care nu are nicio altă boală decât eventual o hipertensiune arterială, îi recomandăm o hemoglobină glicozilată cât mai aproape de normal, între 6 și 6,5, cu glicemii cât mai aproape de glicemiile normale, pentru că acest om e tânăr, are tot timpul în față, are 30-40 de ani de viață de acum încolo și nu trebuie să facă complicații ale diabetului. Cu atât mai mult cu cât bolile cardiovasculare la un pacient cu diabet pot apărea cu 8 ani mai devreme. Da. Și atunci îi stabilim ținte mai joase. Dacă e vorba de o pacientă de 70 de ani, care are o boală cardiacă ischemică sau a avut un accident vascular în antecedente, la fel, atunci, hipertensiune, că hipertensiune, mai mult, atunci îi recomandăm o hemoglobină glicozilată de 7-7,5. Dacă starea pacientei este chiar mai gravă, putem merge până la 8 hemoglobina glicozilată. 8, de exemplu, înseamnă o medie de 180 a glicemiilor. Adică ne gândim în primul rând și la siguranța pacientului și atunci stabilim niște ținte mai relaxate pentru un astfel de pacient. Întotdeauna toate obiectivele se stabilesc în funcție de pacient. Foarte bune aceste precizări, pentru că știu din discuțiile pe care le mai am și eu acasă și mă las să spun că mama este pacienta ta și îți sigur, mulțumesc că ai grijă de mama mea și eu mereu când o întrebam de valorile glicemiei spunea, doamna doctor Nicoleta, mi-a zis că sunt bine pentru vârsta mea, sunt foarte bine și de aceea am vrut să lămurim că bănuiesc că la fel copiii au grijă de părinți și mai întreabă și să sigur nu credem că indiferent de vârstă, dacă ți iei tratament acum trebuie să avem valorile astea standard. Exact. Medicina se face individual, nu se mai face pe șabloane, adică fiecare pacient este altcineva
cu un alt, alte comorbidități, alte boli asociate și de fiecare dată trebuie să alegem fiecăruia ce îi se potrivește mai bine. Și alt lucru pe care vreau să-l subliniez și pe care am văzut, despre care am văzut că pacienții uneori nu știu, glicemia trebuie controlată și după ce mâncăm, chiar dacă avem diabet. Foarte interesant, uite că nu știu câți fac acest lucru. Da. Mulți și-au, sau mai ales cei care știu persoanele cu diabet, și iau pene mâncate dimineața. Da, este... Trebuie să o iei și după ce e bine, măcar o dată, dacă ai un diabet de tip 2, de exemplu, și ești bine echilibrat, ai o hemoglobină glicozilată în jur de 7, măcar o dată pe săptămână e bine să verifici și cât de mult oscilează după masă valoarea glicemiei. Se recomandă o recoltare la 2 ore a glicemiei, când trebuie să fie undeva sub 180 valoarea glicemiei. Bun, am reținut și acest aspect. Iată, ne scrie și Jenica Toader, interesant subiect, educația medicală lipsește. Vă mulțumesc pentru ce faceți, felicitări. Mulțumim, Jenica, și pentru acest mesaj. Liliana Crișană mulțumește pentru răspuns. La fel, Marioara Domnița spune mulțumim, felicitări pentru emisiune. O salutăm și pe Mariana Laurențiu, care spune, în sfârșit reușesc să fiu live cu dumneavoastră, vă urmăresc emisiunea din Italia de fiecare dată cu interes. Îți mulțumim, Mariana, ne bucurăm că, iată, chiar dacă nu ești în țară, și mă bucur că avem această posibilitate prin intermediul internetului să fim cu toții ancorați, iată, la teme medicale. Georgeta Posedaru, felicitări pentru emisiune, îți mulțumim și ție, Georgeta. Mariana Dumitru spune, pentru cei cu probleme cardiovasculare, infart, care este glicemia cât de cât normal? Am intrat mai târziu pentru a vizualiza emisiunea. Mulțumesc, Mariana, atât pentru tine, cât și pentru cei care au intrat mai târziu. La final, înregistrarea va fi și puteți urmări cap-coadă emisiunea și ori de câte ori vi se pare că ați mai uitat ceva sau aveți un semn de întrebare, o mai ascultați, o mai urmăriți și ne readucem aminte sfaturile doamnei dr. Nicoleta Mândrescu. Pentru un pacient care are în antecedente un infarct sau un accident vascular cerebral, se recomandă valori ale glicemiei între 100 și 120, iar mă refer aici la glicemia pene mâncate, iar la glicemia aceea de la 2 ore după masă, glicemia postprandială, așa cum o numim noi, ar trebui să fie undeva sub 180, iar hemoglobina glicozilată undeva în jur de 7. Dar ceea ce spun eu aici este fără să am pacientul în față. Când am pacientul în față, sunt multe alte detalii pe care le iau în considerare și e foarte posibil să doresc să cobor puțin limitele, dacă pacientul este tânăr și este perfect recuperat după infarctul de miocard, sau dacă e vorba de un pacient vârstnic care a rămas cu niște sechele, cu o insuficiență cardiacă, și atunci sunt un pic mai relaxată privind limita de glicemie. Bun, deci am reținut că sfaturile sunt valabile în general, însă fiecare pacient trebuie tratat ca atare, cu tratament personalizat, individual făcut de către pentru că medic. Acum, de fapt, echipa de medici. Echipa de medici, spuneai. Pentru că acum avem foarte multe alternative de tratament. Când am început să lucrez în diabetologie, erau 3 medicamente pentru diabet cu care trebuia să rezolv orice pacient, doar pe acelea le aveam la dispoziție. Acum avem foarte multe posibilități de tratament, foarte multe scheme terapeutice, avem și posibilitatea de a alege tratamente protectoare pentru pacienți și atunci e păcat să nu faci lucrul ăsta când ai atâtea lucruri bune la îndemână. Bun, și o să discutăm imediat și legat de tratament. Și iată, tot Mariana Dumitru revine, spune că inevitabil, cred, odată cu înaintarea în vârstă, 85% dintre oameni se îmbolnăvesc de diabet. Felicitări pentru emisiune și sfaturile date. Îți mulțumim, Mariana, încă o dată. Aș vrea doar să o mică contradicție cu doamna Mariana. Așa, nu 85%. Dacă au grijă de greutate, dacă au grijă de greutate și rămân cu greutatea cât mai aproape de greutatea ideală și dacă fac 30 de minute de activitate fizică pe zi, care poate să însemne orice, grădinărit, mers pe jos, dans, în not. Am paciente în vârstă care chiar merg la un club de dans pentru este senioare. Este frumos. Este știi incredibil. Că dansul, inclusiv în Alzheimer, pentru sănătatea creierului, faptul că îți păstrezi echilibrul, că te miști pe un ritm. Pentru că este o mișcare care exact, implică și urechea, simțul echilibrului și simțul auzului, nu doar postură, echilibru și este foarte complet. Este minunat dansul. Deci orice formă de mișcare și fiecare kilogram dat jos este un
mare câștig pentru acest risc de diabet de care vorbim. Da. Mi-am amintit și de pacienta pe care am filmat-o la tine în cabinet pentru Neața când am vorbit tot așa despre diabet. O pacientă la fel care urma să plece la băi, urma să se relaxeze, adică îmi plac și pacientele tale că au grijă de ele și ce tonus bun. Și are 70 de ani. Exact, 70 de ani și sufera de 25 de ani, da? Parcă de diabet și era într-o formă fizică bun. Maximă. Și asta în condițiile în care am întâmpinat momente de rezistență din partea dânse, pentru că am tot vrut să intensific tratamentul, apropo de ce vorbeam mai devreme, și nu, teama de injecție a oprit-o de fiecare dată și nu m-a lăsat și nu m-a lăsat și eu tot am presat și la un moment dat a cedat și la sfârșit mi-a spus: unde am fost eu atât de neîncrezătoare că îmi propuneți ceva bun pentru mine? Pentru că acum chiar făcând tratamentul cu insulină, că în acest moment face tratament cu insulină și are căpătat energia, fiindcă atunci când nu mai are pancreasul insulină, când se ajunge la această situație... Și hai să discutăm legat de tratament, Nicoleta, pentru că este important și am tot întrerupt și abia pe urmă mai continuăm să răspundem mesajelor. Spuneam că diabetul este o boală progresivă și că e nevoie să intensifici tratamentul pentru diabet. Adică pornești întâi cu niște medicamente? Întâi încep cu dietă. Încep cu dietă. Dacă pacientul este recent diagnosticat cu diabet și are o hemoglobină glicozilată de 6,9, de exemplu, nu recomandăm de la început medicație, ci se recomandă dietă. Și dietă revedem și mișcare. Dietă și mișcare, stil de viață, cât mai sănătos. Și revedem pacientul la 2 luni, la 3 luni. Dacă pacientul a ajuns cu o hemoglobină glicozilată sub 6,5, suntem fericiți. Înseamnă că suntem pe drumul cel bun și pacientul poate să-și continue viața monitorizându-și glicemia. Pardon, stai că te-am dat și cu sunet, gata. Da, monitorizându-și glicemia, făcând mișcare și respectând niște recomandări de dietă. Dacă însă pacientul la 3 luni de zile are o hemoglobină glicozilată mai mare decât cea de la debut, evident că începem cu medicație și se începe cu un medicament, în toată lumea se începe cu același medicament, avem cele mai... Cred că putem spune, sigur, sunt medicamente se începe de cu metforminul, este substanța activă, se numește metformin, oriunde ai fi bolnav de diabet, în ce țară ai fi diagnosticat, aceasta este prima etapă de tratament, tratamentul cu metformin. Are peste 60 de ani de utilizare și a dovedit cu prisosință proba timpului. Are și efecte secundare în administrare? Nu există medicament fără efecte secundare, dar efectele secundare sunt minime și sunt de ordin digestiv, dar pe care le putem contracara începând cu doză mică și crescând progresiv doza până când ajungem la doza de întreținere necesară pacientului respectiv. Dar, din păcate, povestea e așa. După 2, 3, 4 ani de metformin, metforminul nu mai este eficient. Și trebuie adăugat al doilea medicament de diabet și al treilea medicament de diabet. Și la un moment dat realizezi că toată medicația folosită nu mai reușești să aduci pacientul în acele ținte de care vorbeam. Să-l echilibrezi așa cum trebuie. Și vine momentul în care ești oarecum forțat să inițiezi insulinoterapia. Aici pacienții de cele mai multe ori sunt foarte rezistenți. Teama de ac este o mare barieră în inițierea tratamentului cu insulină. Da, dar și aici să spunem că sunt tratamentele acestea moderne, de fapt mijloace moderne de a-ți administra insulina, inclusiv la copii. Există, dispozitive, sigur că adică da. Părinții monitorizează pe telefon, deci mie mi se par niște progrese fantastice. Așa este, dar când pacientul aude de cuvântul injecție, este un cuvânt magic care declanșează în sens negativ, care declanșează o furtună, o panică, în sufletul pacientului și de multe ori ești nevoit să lupți și există o metodă pe care eu o folosesc ca să-i demonstrez pacientului că este exact ceea ce are nevoie în acel moment. Există o analiză, peptid C se numește, pe care o putem face din sânge și cu care putem să dovedim dacă mai producem insulină sau nu. Dacă pancreasul bolnav sau pancreasul pacientului cu diabet mai produce sau nu insulină. Și cu acest argument în față, e mult mai ușor să convingi pacientul și să depășească această teamă de injecție. Acum, apropo de tratamente moderne, de la medicația orală până la insulină, au apărut acum și alte trepte de tratament. Sunt medicamente moderne
clase noi de medicație care se administrează tot injectabil, dar se administrează injectabil o dată pe săptămână, ceea ce este un confort pentru pacient, și care au și dispozitive moderne de injectare în care pacientul nu vede acul. Și atunci poate fi mai ușor, simți doar o mică înțepătură, o pișcătură. E mult mai ușor să depășești această teamă de injecție și dacă vezi după aceea și efectele și scăderea în greutate și scăderea glicemiilor, tonusul reapăr, pentru că spuneai din nou energie. Pentru că atunci când coboară glicemia, de fapt insulina este ca un fel de cheie care deschide un lacăt al unei camere încuiate. Da? A deschis acel lacăt, ușa s-a deschis și intră energie în celulă. Foarte frumoasă comparația, sper să o reținem și să... Pentru că și asta se întâmplă atunci când se corectează cantitatea aceea de insulină care lipsește în diabet. Fie că se corectează printr-o injecție din afară, fie că se corectează printr-o medicație care stimulează pancreasul să producă mai multă insulină, consecința este că celulele noastre primesc mai multă energie și avem un randament energetic mai bun. Și iată, pe lângă dietă, stil de viață, tratament administrat așa cum trebuie, dacă și suplimentele ne ajută, pentru că noi am dat astăzi, o să oferim cadou cu coenzima Q10 și spuneai că ajută în diabet, la fel resveratrolul. Resveratrolul, coenzima Q10, toate aceste... Mai avem omega-3, curcumin, colobiotic, pentru că ne-am sfătuit un pic înainte de emisiune și de aceea le-am scos. Sunt produse care sunt utile unui pacient cu diabet, mai ales după ce trece printr-o perioadă de dezechilibru. Pentru că știm cu toții că într-o perioadă în care ești dezechilibrat din punct de vedere glicemic și valorile hemoglobinei glicozilate sunt mari, glicemiile sunt mari, în corpul nostru se produc radicali liberi și atunci utilizarea de astfel de suplimente, de antioxidanți, nu fac decât să contracareze efectele negative ale acestui stres oxidativ. Da, și spuneai colobioticul. Noi am scos niște suplimente alimentare produse de firma Zenith. Curcumina, de exemplu, are calități cunoscute antiinflamatoare și diabetul este o boală care crește inflamația, mai ales la nivelul endoteliului vascular. Și putem să contracarăm aceste procese cu astfel de suplimente. Coenzima Q10, așa cum spuneam, care este protectoare omega și cardiovascular. Omega-3, un protector cardiovascular, cu atât mai mult cu cât omega-3 au și efecte pe trigliceride. Și creșterea trigliceridelor este o tulburare metabolică deseori asociată cu diabetul și cu kilogramele în plus. Pentru că noi n-am definit diabetul, dar diabetul nu este doar despre glicemie mare. Diabetul reprezintă și tulburări ale metabolismului glucidic și tulburări ale metabolismului lipidic și ale metabolismului proteic. Deseori avem și un aciduric crescut în diabet. Guta și cu hiperuricemia se asociază des cu diabetul. Și spuneai că poate să apară și constipația și aici colobioticul iarăși ar ajuta pentru reechilibrarea florei. Bun. Pentru că, apropo de colobiotic, nu știu dacă vă dați seama, dar tractul gastric intestinal este cea mai mare suprafață cu care venim în contact cu mediul. Este cât un teren de tenis. Wow. Asta e desfășurat. Deci desfășurat, tractul gastrointestinal este cât suprafața unui teren de tenis. Deci este cea mai mare suprafață cu care venim în contact cu mediul exterior. Facem schimburi pe acolo. Alimentele pe care le consumăm nu sunt alimente sterile. Și atunci evident că se produc modificări ale florei care pot să ducă la tulburări de tranzit, care pot să ducă la erupții cutanate, la tulburări de somn, pentru că acea floră are niște efecte extraordinare. Păstrarea echilibrului florei gastrointestinale are un efect extraordinar asupra sănătății noastre. Da, iar colobioticul, iată, conține 8 tulpini de bacterii lactice care reglează toate. Sigur, sunt bacteriile bune. Exact, prietenoase, soldeței care ne apără. Sigur că da. Bun. Hai să mai răspundem mesajelor. Iată, revine Mariana Laurențiu. Mariana ne urmărește din Italia. Iată, și este și foarte activă. Îți mulțumim, Mariana. Spune, pentru a evita diabetul în general, nu numai la copii, este corect consumul produselor integrale, pâine, biscuiți integrale, cereale cu ovă, zahăr brun, ajută?
Adică, iată, dacă folosim cereale integrale, zahăr brun în loc de sigur zahăr. Că ajută, bine, pentru cu măsură, că... Mariana, că și zahărul brun înțeleg că e la fel de păcătos. Da, este mai puțin mai concentrat, în, are mai multă melasă, acel deșeu care rezultă din prelucrarea zahărului. Acum, sigur că toate produsele integrale, prin conținutul lor în fibre, sunt mai sănătoase din punct de vedere al protecției colonului, din punct de vedere al cantității de zahăr pe care o conțin, pe care le conțin. Deci e mult mai bine să consumăm produse integrale. Dar alimentația are un efect de prevenție a diabetului prin controlul greutății și vreau să subliniez lucrul acesta. Adică și ai tot subliniat și ai repetat-o, controlul greutății și mișcare. Exact, da, folosiți cântarul în fiecare zi, pentru că aveți posibilitatea să luați o măsură imediată. Dacă să nu lăsăm kilogramele să se adune. Sigur, dacă nu te cântărești zilnic, constați că după o săptămână de vacanță ai luat 2-3 kilograme și dacă mai vine încă un weekend, se mai adună încă 2 kilograme. Și una e să dai jos un kilogram sau două, sau să lupți cu 1-2 kilograme și una e să lupți cu 4-5 kilograme. Da. Deci veriga prin care diabetul poate fi prevenit prin alimentație este acest control al greutății. Încercați să stați cu greutatea cât mai aproape de greutatea ideală. E... Și sau bineînțeles, greutatea avută, nu știu, la 20 de ani, la 30 de ani, adică să nu considerăm că trec ani și asta e, da, firesc să mă îngraș. Că este o scuză că îmbătrânim și că trebuie să... Asta înseamnă că dacă mai punem 2-3 kilograme, nu e bai. E, vorbeam de dimineață, apropo de la longevitate. De longevitate. Și spuneam că s-au făcut studii, sunt mai multe populații longevive, centenariene, care au depășit 100 de ani și care trăiesc în diverse zone ale globului și au încercat cercetătorii să găsească care e elementul cheia, comun secretul, de da. Oamenii ăștia trăiesc peste 100 de ani și au descoperit că mănâncă între 30 și 100 de alimente diferite pe săptămână. Wow, deci și varietate. Varietate. Cred că foarte multe fructe, legume, nu foarte și multe fructe, legume, că mănâncă alimentele pregătite la temperaturi mai joase. Exact așa cum făceau strămoșii noștri din Paleolitic, pentru deci că să nu gătim foarte mult, să prelucrăm foarte mult. Pentru că prelucrarea aceasta termică excesivă duce la formarea unor produse de degradare care nu sunt foarte sănătoși pentru noi. Dar ce vreau să-i spun și asta pentru doamna Mariana în mod deosebit este că toate aceste populații consumau dietă hipocalorică. Adică dacă eu am nevoie de 2000 de kilocalorii, nu, voi mânca 1800 pentru că vreau să trăiesc mai mult și să fiu mai sănătoasă. Deci mai deci, bine toate ne aceste... încrânăm un pic exact. Sau mâncăm mai puțin decât avem nevoie decât să ne îmbuibăm. Cam exact. Asta ar fi. Deci toate aceste ideea. Populații, iar apropo de consumul de proteine... De fapt, cum era, mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm. Da. Asta ar fi. Și toate aceste populații petreceau mult timp în aer liber. În aer liber, e da. E important. Foarte și lucrul acesta. Cum să nu? Toate au rolul lor. Iată, Odilia Burlan ne trimite la fel o întrebare interesantă. Dacă ambii părinți au prediabet, este posibil ca și copiii să aibă această afecțiune sau să facă diabet în timp? Dacă ambii părinți au prediabet, adică e posibil înseamnă... să facă și ei diabet. Sigur, da. Și riscul copilului, există un risc pentru copil de a face diabet. Și cred că dacă controlează copilul sau copilul se controlează dacă a devenit între timp un adult, se controlează odată la 6 luni cu o glicemie și eventual și cu o hemoglobină glicozilată, este suficient. Un singur lucru vreau să spun pentru cei care au un risc de diabet. Atenție mare ce mâncați la masa de seară, pentru că corpul nostru folosește glucoză ca și benzină. Asta e benzina noastră, cu asta lucrează toate celulele și, din corpul nostru. Și ce sfat avea la masa de seară? Masa ce? De seară, după masa de seară urmează un repaus. De 2-3 ore înainte de culcare. Un repaus de 2-3 ore înainte de culcare, dar nu asta vreau să spun, că după masa de seară, consumatorii noștri de energie majori, care sunt creierul, și mușchii, motoarele. Se mută pe stand-by. Și atunci nu mai e nevoie de atât de multă energie la masa de seară. Eu spun mereu pacienților cu diabet și se întorc când vin la vizita următoare și îmi spun, dar n-am făcut nimic decât am curățat masa de seară și ia uite ce bine e. Păi nu trebuie să... Deci cum să fie masa de seară? Masa bine, de seară... se spune micul dejun, să-l păstrezi pentru tine, prânzul să-l împarți cu prietenii și cina să o dai dușmanilor. Deci înțeleg că seara ar trebui să mâncăm cât mai puțin? Având în vedere că trebuie să ne adaptăm la viața pe care o ducem. Pentru că asta spun eu, de exemplu, ajung destul de târziu acasă, nici nu mă culc foarte devreme și mă gândeam, m-am bucurat că ai zis creierul reduce motoarele la mie, dacă mai stau peste noapte și lucrez pentru emisiuni, deci e clar că mai consum energie, ceva. Deci dacă mai mănânc ceva nu e atât de grav. Da.
Nu, dar asta vreau să spun, eu, că trăim într-o societate care ne solicită foarte mult și trebuie să ne adaptăm. Nu putem să punem niște reguli foarte stricte în condițiile acestea, dar sigur că poți să mănânci și la ora 7, la ora 8 seara, dacă ajungi mai târziu acasă, dar încearcă să cureți zaharurile din masa de seară. Să evităm adică seara pâinea, să mâncăm pâinea, cartoful, orezul, pastele făinoase, humusul, mazărea, lintea, fructele, dulciurile concentrate. Fructele, uite fructele. Că de multe ori peste zi n-apuc fructele întotdeauna să mănânc fructe. Fructele ar trebui să fie aici. E o oră bună pentru fruct, că avem nevoie de un boost de energie. La ora 10-11 iarăși e o oră bună pentru fruct, ca să ne creștem puțin potențialul de energetic. Dar seara fructe e ca și când bagi energie într-o, bagi benzină într-o mașină și apoi o bagi în garaj. Păi stai, dacă eu nu bag în garaj, pentru că de multe ori sunt epuizată de-a lungul zilei și simt nevoia, uite, și organismul cere fructe pentru că știe că mai are de lucru, deci facem cât de cât. Bun, vrei să negociem acum puțin, putem să negociem, dar atâta vreme cât greutatea rămâne constantă și nu crești în greutate, atâta vreme cât nu ai probleme de digestie, fiindcă știm că fructele fermentează, dacă stai peste noapte și lucrezi și nu te deranjează că ai multă energie, bun, atunci putem face o concesie, dar, dar altfel, normal, dacă te bagi în pat, renunți la e bine la fructe. Să nu mănânci fructe, pentru că sunt alimente energizante. De aceea am făcut discuția, pentru că sunt persoane tinere, active, persoane care au un program mai prelungit și de asta spun, cum să mănânc la ora 7-8 când eu la ora aia n-ajung acasă? Așa este, așa. Că e firesc, nu știu, când ajungi acasă simți nevoia să mănânci ceva, chiar dacă poate ai mâncat cu o oră, două înainte, crezând că aia a fost ultima masă de seară. Nu reușești și, întotdeauna. Iarăși e important să facem diferențierea între foame și apetit. Foamea înseamnă nevoia de calorii, nevoia de alimente, ca să ne păstrăm constante, să ne păstrăm constantă homeostazia, cum spunem noi, parametrii corpului, limite constante. Apetitul este nevoia sau dorința de a mânca un aliment pentru calitățile lui. Deci pentru calitățile lui senzoriale, adică pentru gust, pentru miros, și atunci să încercăm cumva legat și de pofte? Da, de pofte, da. Pentru că ține de plăcere. Adică să încercăm cumva să controlăm această alimentație emoțională, această alimentație de recompensă pe care o facem, o avem mulți seara când ajungem acasă, zicem, am muncit, am făcut atât de multe lucruri astăzi, atât de multe lucruri bune, merit și eu să mă răsfăț cu ceva și cumva putem să ne răsfățăm, dar cu ceva foarte mic. Bine. Sau micul acela să nu facă rău. Hai să mai răspundem mesajelor, Nicoleta, și o să te rog răspunsuri scurte, pentru că mai avem multe și uite, se termină emisiunea. Ionuț Efrim ne întreabă, alimentația de tip dietei ketogenice reprezintă o variantă viabilă pentru o persoană cu diabet tip 2? Poate renunța această persoană la medicație urmând o astfel de alimentație? Ce suplimente minimizează efectul nociv al tratamentului pentru o persoană ce are diabet tip 2? Alimentația ketogenică nu se poate ține pe termen lung și în niciun caz nu cred că renunță la medicamente. Nu se poate renunța la diabet. Alimentația ketogenică duce la formarea de corpi cetonici în corpul, în organismul nostru, adică cumva replică debutul de diabet. Deci nu e regulă să ținem o alimentație keto. Putem să facem acest lucru pe timp limitat dacă vrem să pierdem în greutate. Dar se poate face lucrul acesta fără să fim atât de rigizi ca în dietele keto. În ceea ce privește suplimentele care pot minimiza efectele nocive al tratamentului, tratamentului din diabet. Păi efectele nocive, nu știu dacă se referă la reacțiile adverse ale medicației, sigur că în diabet se pot folosi și suplimente nutritive, suplimente, exact așa cum spuneam, ca cele pe care le-am expus, antioxidanți, resveratrol, vitamina C, suplimente din aceste categorii, dar ceea ce privește reacțiile adverse ale medicației, acelea sunt și trebuie să ni le asumăm, că fiecare medicament are niște reacții adverse. Bun. Le alegem în funcție de beneficiul pe care îl oferă, de risc-beneficiu, de această balanță. O salutăm și pe Elna Angheluș, care ne mulțumește pentru acest live foarte important și pentru sfaturile aduse. Îți mulțumim și noi, Elna. O salutăm pe Teodora Ghiulțu, care spune felicitări pentru tema emisiunii, dat fiind complicațiile unui diabet
tip 2, de ce nu intră pe lista bolilor cu handicap doar pentru copii? Sau mai exact, boala nu poate fi considerată pentru o pensie de boală? Vă mulțumesc, că asta cred că ne depășesc, da, Teodora. Asta, să știți că intră pe lista noi. De intră handicap. La copii, anumite, cred. La copii, nu, dar la adulți. Am și eu pacienți care au certificat de handicap, dar sunt pacienți care au complicații severe ale diabetului, au, știu, o retinopatie severă cu cecitate, au arteriopatie cu amputație. Aceste complicații ale diabetului intră pe lista de handicap, de obținerea certificatului de handicap. Da, și iată, Mariana Laurențiu din Italia revine, spune că ne mulțumește din suflet pentru salutul făcut. Noi îți mulțumim, Mariana, că ne urmărești și din Italia, că sfaturile sunt foarte, foarte interesante și că o să încerce să povestească și acolo în Italia și mai ales despre suplimente. Da, suplimentele de la Zenith pot ajunge și afară, adică se pot comanda online, deci nu este niciun fel de problemă. Hai să vedem. Codruța Gabriela Nedela, te salutăm, Codruța, ne trimite un mesaj interesant, spune care sunt riscurile dietei ketogenice în diabet fără comorbidități. Păi, pe termen scurt nu există riscuri, pentru că un pacient cu diabet care nu are comorbidități este ca un om sănătos care nu are suficientă insulină în organism. Pe termen lung însă, o dietă ketogenică înseamnă o stare de stres la care îți expui organismul, îți înseamnă foarte mulți radicali liberi în corp, că asta se întâmplă, crește foarte tare aciditatea, că se schimbă pH-ul organismului țin pe termen lung o dietă ketogenică. Nu este recomandat lucrul acesta. Este recomandat doar pentru perioade limitate în ideea unei pierderi în greutate. Și întotdeauna, atunci când se ține o dietă ketogenică, poate să apară riscul de hipoglicemie, pentru că vorbim de un pacient care ia tratament pentru diabet și mâncând alimente care nu conțin glucide, că asta înseamnă dietă ketogenică, dar de fapt nu introducem glucide deloc, mâncăm proteine și corpul își folosește energia din depozite, din cămară. Riscul mare este să faci o hipoglicemie. De aceea trebuie întotdeauna potrivit. Am și eu pacienți care țin diete, pacienți cu diabete tip 1, care fac injecții cu insulină, sau pacienți cu tip 2, care țin diete hipocalorice ca să scadă în greutate. În dieta ketogenică, în mod deosebit, nemâncându-se, neconsumându-se glucide, riscul este acela de hipoglicemie, care poate merge până la pierderea conștienței. Bun, deci iată, este mare, mare grijă. Da. Bun, Mariana Dumitru ne mulțumește pentru răspunsuri. Viorica Luncan ne scrie că are diabet de tip 2, descoperit de 18 ani, ia medicamente, de ce oare dimineața pe nemâncate am glicemia mai mare, 140-155, iar peste zi 95-105 înainte de prânz? Pentru că odată probabil că nu sunt bine curățate glucidele din masa de seară și dacă doamna ne-a ascultat, are ocazia, pastele, are ocazia să verifice această afirmație și uneori ficatul eliberează peste noapte glucoză din depozitele sale de glucoză, care se numesc glicogen, și dimineața, paradoxal, glicemia e mai mare, deși seara ne culcăm cu o glicemie de 120, dimineața poate să apară 150 ca glicemie. În aceste situații e nevoie de o aranjare, de o modulare a medicației, în așa fel încât să combatem acest fenomen. Deci poate, dacă ia metformin, o doză puțin mai mare de metformin la masa de seară, care combate acest proces. Dar eu cred că la doamna trebuie umblat un pic la partea de ce spuneai, de să eliminăm din masa de seară. Otilia Burlan ne mulțumește pentru răspunsuri și ne dorește o după-amiază frumoasă. La fel, Daniela Macovei ne felicită pentru emisiune. Vali Petra, felicitări pentru emisiune. Iată, Daniela Macovei întreabă de unde vine pofta de dulce, ce informații ne aduce acest lucru, greșim ceva în dietă, deci când apare pofta de dulce sau poate că avem, nu știu, o carență de ceva anume? Pofta de dulce este ca o lecție pe care o învățăm. Cu cât mâncăm mai mult dulce, ca un producem, drog. Avem nevoie de cantitate mai mare. Exact, producem mai multă insulină și ne crește pofta de dulce. Pofta de dulce apare pe fundul oboselii și al stresului și e bine să căutăm întotdeauna o cauză, dacă există această poftă de dulce. Apare premenstrual la femei, deci o cauză există de fiecare dată, dar cu cât mâncăm mai mult dulce, e bine de știut că nu facem decât să intrăm într-un cerc vicios și să agravăm această poftă de dulce. Da, deci iată, cu măsură sau și întotdeauna dulcele de dulce mâncat
Peste zi, spune. În timpul zilei și după masă. Să mai fie ceva în stomac, să nu fie pe, adică stomacul, nu pe stomacul gol. Gol. Da. O salutăm și pe Elena Cazacu, ne întreabă, medicamentele pentru colesterol pot fi înlocuite cu omega-3, resveratrol sau coenzima Q10? Bine, nu e neapărat subiectul emisiunii nu de este, astăzi, dar cred că nu e suficient doar cu suplimente. Nu este suficient. Suplimentele ajută, nutritive dar nu suficiente. Sunt adjuvant pe lângă medicația recomandată de medic, pentru că acum chiar și în aceste probleme cu colesterol și gliceride mari, s-au schimbat recomandările internaționale și la pacienți se recomandă valori mai mici pentru, tocmai pentru a nu se forma acele plăci de aterom. Deci dacă punem un supliment, îl punem pe lângă medicație, nu înlocuim medicația cu suplimentul. Nicoleta, cred că mai sunt multe de povestit, dar o astăzi o să mai vii. Asta vreau să-ți spun, că noi te așteptăm cu drag, ai avut mare, o mare succes plăcere, și da. Mie să te și n-am putut să cred și sunt foarte fericită că atât de multă lume urmărește și atât de mulți oameni interesați și asta mă face să cred că o să fim o lume cu persoane mult mai sănătoase. Da, așa ne dorim și noi, de asta facem educație medicală aici la Ziarul de Sănătate, da. Și îți mulțumesc că astăzi, iată, ai adus atâtea sfaturi, atâtea informații prețioase pentru cei care ne-au urmărit. Îți mulțumesc și te aștept să revii. Cu siguranță. Vă mulțumesc și vouă pentru întrebările minunate pe care le-ați adresat și astăzi, pentru faptul că ne sunteți fideli aici la Ziarul de Sănătate. Până data viitoare, vă doresc din suflet să rămâneți sănătoși, voioși și să ne revedem cu bine. Pe curând.